Hello friends, salutare prieteni, bine ați venit pe canalul nostru Engleza în limbaj comun. În această lecție vorbim despre cele mai uzuale timpuri în limba engleză. Noi mai avem pe canalul nostru și prelegerile cu toate timpurile indicativului în engleză, dar acea teorie fiind foarte complexă am fost nevoit să o împart în 3 lecții separate: mod de formare, verbe auxiliare, tipul enunțului, afirmativ, negativ, interrogativ. Dacă nu le-ați studiat, găsiți link-urile în descriere. Acele lecții se adresează acelora dintre voi care doresc o notă maximă la școală, probabil facultate, examen. Totuși, în conversații de zi cu zi, nu vom folosi toate timpurile aproape niciodată, ci doar o parte din ele. De aceste timpuri foarte uzuale ne ocupăm acum, iar întreaga teorie necesară o voi preda în această singură lecție. Pentru început, câteva noțiuni generale despre toate timpurile verbale, iar în cele ce urmează, așa cum am menționat deja, vom detalia doar acele timpuri mai uzuale. În limba engleză există 3 timpuri și 4 aspecte pentru fiecare timp în parte. Deci nu sunt 12 timpuri verbale, ci sunt 3 timpuri și 4 aspecte pentru fiecare timp verbal în parte. Avem present, past and future, prezent, trecut și viitor. Și avem 4 aspecte pentru fiecare timp verbal în parte: simple, continuous, perfect și perfect continuous. Punem timpul verbal și toate cele 4 aspecte și astfel formăm cele 3 grupuri de timpuri: timpurile prezentului, timpurile trecutului și timpurile viitorului. Cu o mică precizare aici la present perfect, nu este chiar un timp prezent, este doar conectat cumva cu prezentul, dar în această grupă se încadrează. Noi în această lecție ne ocupăm doar de cele mai uzuale dintre ele. Acestea sunt cele pe care eu le-am subliniat: present simple, present continuous, present perfect continuous, past simple, past continuous, past perfect. Și de la formele viitorului vom lua doar future simple. Este suficient. Aceste timpuri, 8 la număr, le-am grupat în 3 categorii pentru a fi mai ușor de reținut. Le-am denumit pe primele 3 present simple, past simple, future simple, cele mai importante timpuri. Apoi încă 3, present continuous, past continuous, present perfect continuous, pe care le-am denumit foarte importante. Și încă 2 pe care le-am numit importante, deci ați înțeles, cele mai importante, foarte importante și importante: present perfect și past perfect, timpuri importante și acestea. În cele ce urmează, bineînțeles, le vom detalia pe toate. Înainte de asta, avem nevoie de câteva informații necesare pentru înțelegerea și formarea timpurilor verbale. Dacă ați urmărit lecțiile noastre în care vorbim în detaliu despre toate timpurile verbale, vom relua aceste informații, deoarece avem nevoie de ele și în această lecție. Cele 4 forme ale verbelor în limba engleză, vom vorbi despre cele 4 forme în general pentru verbele în limba engleză și apoi cele 4 forme specifice diferite pentru verbele auxiliare. Cele 4 forme ale verbelor în engleză, am scris exceptând verbele auxiliare, deci vorbim la general. Aceste 4 forme sunt present sau forma de bază, base form, present participle sau ing form, se mai numește și ing form, forma de past sau se mai numește și second form și forma de past participle, third form. Atenție, aceste forme nu sunt timpuri verbale, ci sunt doar forme cu ajutorul cărora vom forma timpurile verbale. Să vă dau un exemplu din limba română. Limba română, fiind o limbă sintetică, avem foarte multe forme pentru fiecare verb, în funcție de persoană, în funcție de timp. Dacă, de exemplu, iau verbul a mânca, să zicem un exemplu, avem mănânc, mănânci, mănâncă, mâncăm, mâncați, apoi timpurile trecutului, mâncai, mâncasei, mâncasem, mâncaserăm, mâncaserăți și așa mai departe. Sunt extrem de multe în limba română, fiind o limbă sintetică, așa cum am zis. Totuși, în limba engleză sunt doar 4. Din acest punct de vedere, limba engleză este mult mai simplă.
prima formă, present, sau forma de bază, base form. Am luat câteva exemple, learn, play, eat, run și așa mai departe. Aici, la present, este forma verbului așa cum o găsim în dicționar, la infinitiv, doar că fără particula to. Nu vom zice to learn, to play, to eat, vom zice doar play, eat, run și așa mai departe, learn, a învăța, a juca, a mânca, a alerga și așa mai departe. Deci, forma verbului așa cum este ea la prezent, la forma de bază, cum este în dicționar, fără particula to. Un singur lucru de reținut aici, foarte important, la persoana a treia singular, he, she, or it, el sau ea sau neutrul singular, se adaugă un s la sfârșitul verbului. Astfel, learn va deveni learns, play va fi plays, eat, eats, run, runs și așa mai departe. Deci se adaugă un s la sfârșit. Mai departe, present participle sau ing form. Această formă se folosește pentru formarea timpurilor continue, ing la sfârșit, learning, playing, eating, running și așa mai departe. Vom vedea în cele ce urmează despre ce este vorba în detaliu. Forma de trecut, în cazul verbelor regulate, se formează adăugând ed la sfârșitul formei de bază. Play, avem played. Close, avem closed. Accept, accepted. Și așa mai departe. Ce înseamnă verbe regulate? Verbele regulate formează trecutul past adăugând ed. Iar la cele neregulate, această formă o găsim în tabelul verbelor neregulate pe coloana a doua. Există un tabel cu verbele neregulate. Puteți să scrieți pe Google irregular verbs sau verbe neregulate în engleză și veți găsi foarte multe site-uri cu aceste verbe neregulate pe care trebuie să le învățăm pe de rost. Did, spoke, ate, cut. Vedem că toate acestea nu au o regulă, anume de aceea se numesc neregulate. Și ultima formă a verbelor, past participle, se mai numește third form. În cazul verbelor regulate, la fel, se formează adăugând ed la sfârșitul formei de prezent, ca în situația precedentă pentru past. Talked, played, closed, studied, am luat câteva exemple. În cazul verbelor neregulate, această formă a verbului o găsim în tabelul verbelor neregulate pe coloana a treia, sau third column. Done, spoken, eaten, been și așa mai departe. Bineînțeles, verbul to do este folosit și ca verb auxiliar, dar aceleași forme le are fie că îl folosim ca verb auxiliar, fie că îl folosim ca verb principal. Mai departe, cele patru forme ale verbelor auxiliare, to be, to have și to do, de care am amintit adineori. Aceleași patru forme, present, present participle, past și past participle, doar că pentru verbele auxiliare, formele sunt puțin diferite. Așadar, pentru to be, forma de present, va fi am pentru persoana a treia singular, I, va fi are pentru you, we, they, tu, singular sau plural, we, noi, they, ei sau ele, și is pentru he, she sau it, el, ea sau neutru singular. Așadar, avem am, are, is. Present participle va fi being pentru toate persoanele la fel. Pentru forma de past va fi was sau were. Was pentru I, he, she, it și were pentru you, we și they. Și past participle sau third form va fi been pentru toate persoanele. Verbul to have, a avea, deci to be înseamnă a fi, verbul to have, a avea, forma de present, have și has. Has pentru persoana a treia singular, he, she, it. Celelalte persoane vor folosi have. Present participle sau ing form, having pentru toate persoanele, forma de past, had pentru toate persoanele și past participle de asemenea, had pentru toate persoanele. To do, a face, present avem do și does. Does, din nou, pentru persoana a treia singular, he, she, it. Present participle sau ing form, doing, pentru toate persoanele, past, did, și past participle, done. Așadar, acestea sunt verbele auxiliare și formele lor. Ce sunt mai exact aceste verbe auxiliare? Practic, sunt verbe ajutătoare. Cu ajutorul lor vom forma
timpurile verbale. Exact ca și în limba română, când zicem eu am un măr. A avea în situația aceasta este verb principal. Eu am un măr. Dar dacă spun eu am fost în livadă, verbul am în această situație nu mai este verb principal, este doar un verb auxiliar. Am fost. Verbul principal în această situație este a fi, am fost. Așadar, acestea sunt verbele auxiliare. În continuare vorbim despre schema generală de formare a timpurilor, mai exact, utilizarea corectă a auxiliarului și formelor verbale în funcție de aspecte. Chiar dacă în această lecție ne ocupăm de detalierea doar a celor 8 timpuri de bază, totuși este foarte important să avem și în această lecție o schemă generală despre modul în care se formează aceste timpuri și modul în care trebuie să folosim auxiliarul pentru a avea o imagine de ansamblu. După cum puteți vedea, am grupat toate cele 12 timpuri în funcție de aspecte. Simple, continuous, perfect și perfect continuous. La fiecare aspect verbal avem cele 3 timpuri, present, past and future. Present simple, past simple, future simple. La cele continuous, present continuous, past continuous, future continuous și așa mai departe și la celălalt. Foarte important de reținut, toate aspectele simple se folosesc de verbul auxiliar to do. Cele continue, continuous, se folosesc de verbul auxiliar to be, toate. Cele perfect, perfecte, se folosesc de verbul auxiliar to have. Iar cele perfect continuous se folosesc de verbul auxiliar to have plus been. Been este participiul trecut de la to be, dar în această situație la perfect continuous, acest been va rămâne fix în toate situațiile. Deci atât trebuie să reținem pentru moment. Simple to do, continuous to be, perfect to have, perfect continuous to have plus been. Iar la fiecare aspect verbal în parte vom avea de asemenea și o anumită formă a verbelor. Pentru toate aspectele simple, forma verbului va fi forma de bază sau forma a doua, second form sau ed pentru verbele regulate, adică trecutul verbului. Pentru present va fi forma de bază, bineînțeles. Pentru past, pentru past simple, va fi second form, adică past, forma de past a verbului. Iar pentru future va fi de asemenea tot forma de bază. În cazul aspectelor continue, vom folosi întotdeauna forma ing a verbelor. Pentru cele perfecte vom folosi forma third, adică past participle, iar pentru cele perfect continuous, întotdeauna vom folosi forma ing a verbelor. Unde avem continuous, întotdeauna vom folosi forma ing. Observăm la aspectele continuous, ing și de asemenea și la perfect continuous, de asemenea ing. Unde avem aspecte perfecte, perfect, to have, perfect continuous, de asemenea, to have și, bineînțeles, aici avem și been. Deci, atât este foarte important de reținut la cele simple, to do plus formele simple de bază, respectiv second form, pentru cele continue, to be plus ing, pentru cele perfecte, to have plus third, adică past participle, pentru cele perfect continue, to have plus been plus forma ing. Iar dacă luăm fiecare timp verbal în parte, de la aspectele simple, aspectul prezentului, present simple, to do îl vom pune la prezent, deoarece se numește present și to do va fi do și does, așa cum am văzut în slide-ul trecut. To do avem present, do și does. Pentru past vom avea did pentru toate persoanele, iar la future simple nu vom avea deloc verb auxiliar, decât will, care este comun pentru toate timpurile viitorului. Pentru aspectele continue, verbul auxiliar to be, pentru cel al prezentului, present continuous, îl vom pune la prezent și vom avea am, are, is. Formele de la to be
Ne reamintim din slide-ul trecut. La prezent, to be, prezent, sunt am, are, is. Pentru cel de la trecut, past continuous, to be îl vom pune la trecut și vom avea was și were. Iar în cazul celui de la viitor, future continuous, to be nu-l punem nici la prezent, am, are, is, nici la trecut, was sau were, ci to be îl lăsăm așa cum este el, la forma de infinitiv, doar eliminăm particula to și va fi doar be, bineînțeles, plus forma ing am menționat aici deasupra pentru toate. Mai departe, la perfect, în cazul timpului prezent de la această categorie, present perfect, to have îl vom pune la prezent și vom avea have și has. Chiar dacă am menționat deja, present perfect transmite ideea trecutului, nu a prezentului, totuși el se numește present perfect și într-o oarecare măsură este conectat cu prezentul. De aceea, verbul to have, el numindu-se present perfect, îl vom pune, bineînțeles, la prezent și vom avea have și has, has pentru persoana a treia singular. În cazul timpului de la trecut, past perfect, vom avea to have la trecut și va fi had, comun pentru toate persoanele de asemenea. Iar în cazul timpului de la viitor, din această categorie perfect, future perfect, verbul to have îl lăsăm așa cum este, doar eliminăm particula to și va fi have, de asemenea comun pentru toate persoanele. Atenție, a nu-l confunda pe acest have de la future perfect cu have de la present perfect. La present perfect vom avea have, dar she has, has pentru persoana a treia singular, he, she, it. Pe când la future perfect avem doar have pentru toate persoanele. Pentru aspectele perfect continuous, cel al prezentului, present perfect continuous, to have, de asemenea, îl vom pune la prezent și va fi have, she has. În cazul celui de la trecut, past perfect continuous, to have, îl vom pune la trecut și vom avea had. Iar pentru cel de la viitor, future perfect continuous, de asemenea to have, îl vom lăsa așa cum este, nu-l considerăm că îl punem nici la prezent, nici la trecut. Îl lăsăm așa cum este și vom avea have, bineînțeles, fără particula to. Încă un lucru important de menționat aici, chiar dacă pe parcurs vom relua aceste informații, în cazul aspectelor simple, nu întotdeauna folosim verb auxiliar, doar în anumite situații. De regulă, dacă spun eu învăț engleză, I learn English, nu voi folosi verb auxiliar, acesta este present simple, I learn English, eu învăț engleză. Dar dacă vreau cumva să accentuez ideea că eu învăț engleză, voi putea spune I do learn English. Așadar, putem folosi și verbul auxiliar to do în anumite situații, dar la afirmativ foarte rar. Am scris aici în paranteză, doar pentru negativ și interrogativ. La past simple, did îl vom folosi doar pentru negativ și interrogativ. Verbul to do, bineînțeles, pus la trecut, fiind past. La afirmativ, bineînțeles, vom avea second form, așa cum este verbul, la forma simplă. În cazul future simple, nu avem deloc verbul auxiliar to do. În cazul celorlalte trei categorii de aspecte, continuous perfect și perfect continuous, întotdeauna se va folosi auxiliarul. Cam aceasta ar fi o schemă generală de formare a timpurilor. Mai departe ne ocupăm doar de cele mai importante 8 timpuri verbale, așa cum am menționat, present simple, past simple, future simple, present continuous, past continuous, present perfect continuous și past perfect. Primul dintre cele mai importante timpuri, present simple. Cele trei forme, afirmativ, negativ și interrogativ. Am luat verbul to work ca și exemplu în această lecție. La afirmativ vom avea subiectul, adică despre cine se vorbește, plus verbul, așa cum este la forma de bază, forma de present. Doar la persoana a treia singular se adaugă un S. I work a lot every Monday. Eu lucrez mult în fiecare luni. Dacă vorbim de persoana a treia singular, am luat un exemplu și am zis Christy
works a lot every Monday. Atenție la acest S final, fiind persoana a treia singular. Pentru negativ, vom folosi și verbul auxiliar to do de data aceasta plus negația not. Și va fi subiectul plus do not sau does not. Does not pentru persoana a treia singular, he, she, it, plus verbul. Dacă vorbim de persoana a treia singular, bineînțeles vom folosi do not. I do not work a lot every Monday. Eu nu lucrez mult în fiecare luni. Aici, bineînțeles, putem să și prescurtăm și vom spune I don't work a lot every Monday. În această situație, vedem că se folosește do și not legat, dar vocala O de la not va pica și va fi înlocuită cu apostrof I don't. Un exemplu la persoana a treia singular, același Christy. Christy does not work a lot every Monday. Forma prescurtată, he doesn't. Unim does și not și va pica de asemenea vocala O de la not. He doesn't. He doesn't work a lot every Monday. Un lucru foarte important aici, observăm, la persoana a treia singular nu se mai adaugă un S la sfârșit, deoarece acest rol este preluat de verbul auxiliar does. Deci la negativ nu vom avea Christy does not works. Vom spune Christy does not work. Christy doesn't work a lot every Monday. Trebuie să reținem acest lucru, este foarte important, deci fără S final la persoana a treia singular. De asemenea, și la interrogativ, va fi la fel, doar că vom inversa verbul auxiliar do sau does cu subiectul și, bineînțeles, nu vom avea not, pentru că este întrebare, nu este negație. Do sau does plus subiectul plus verbul. Do I work a lot every Monday? Lucrez eu mult în fiecare luni? Yes, you do. Interlocutorul va răspunde, da, lucrezi. No, you do not. Nu, nu lucrezi. Sau forma prescurtată de la you do not. No, you don't. Observăm că în limba engleză nu se spune doar yes or no. Se spune yes, you do. No, you do not. Este mai corect dacă spunem în acest fel. Persoana a treia singular, am luat exemplu Maria de data aceasta. Does Maria work a lot every Monday? Yes, she does. No, she does not. No, she doesn't. De asemenea, doesn't, does, plus not. Și pică vocala O de la not, forma prescurtată. Așadar, și aici, does Maria work, va fi work, nu works. Am scris și aici în partea dreaptă, important să ne reamintim, la negativ și interrogativ nu se mai adaugă un S final, deoarece acest rol este deja preluat de verbul auxiliar does. Vedem does la negativ, la persoana a treia singular și de asemenea și la interrogativ avem tot does. Și acest S din verbul în forma aceasta does preia practic acest rol. Vorbind de persoana a treia singular, does, doar pentru persoana a treia singular este folosit. He, she sau it, neutru. Când folosim present simple, atunci când exprimăm o acțiune prezentă, regulată sau un obicei. Vedem, I work a lot every Monday. Nu lucrez acum, ci lucrez în general mult lunea, fiecare luni. Mai departe vorbim despre past simple. La afirmativ se formează foarte ușor din subiect plus verbul la a doua formă, second form sau ed pentru verbele regulate. I worked a lot last Monday. She worked a lot last Monday. Eu am lucrat mult lunea trecută, ea a lucrat mult lunea trecută. Observăm că exprim o acțiune încheiată în trecut la un moment precizat. Lunea trecută, precizăm exact momentul când s-a întâmplat. Dacă luăm un verb neregulat, she ate a lot of ice cream last summer.
i-a mâncat multă înghețată vara trecută. I ate a lot of ice cream last summer. Vedem această diferență între verbe regulate. Formează trecutul past, adăugând ed și verbe neregulate. Am mai luat câteva exemple, cut, run și așa mai departe. La negativ vom avea subiectul plus did not plus verbul, așa cum este la forma de bază. Nu avem forma de ed sau forma din a doua coloană, ci avem forma de bază, forma din prima coloană, forma de bază a verbului la prezent aici, pentru că marca aceasta a trecutului este deja preluată de verbul did. Did este verbul to do și forma aceasta este la trecut deja. Deci marca trecutului este deja preluată de verbul auxiliar did. I did not work a lot last Monday. She did not work a lot last Monday. În această situație putem din asemenea să prescurtăm. Did și not le unim și vocala O de la not va pica fiind înlocuită cu apostrof și vom pronunța didn't, I didn't, she didn't și așa mai departe. La interrogativ, întrebarea se va forma din verbul auxiliar în față, did, plus subiectul, plus verbul, de asemenea la forma de bază. Did I work a lot last Monday? Am lucrat eu mult lunea trecută? Interlocutorul va răspunde yes, you did, no, you did not, sau no, you didn't, da sau nu. Did he work a lot last Monday? A lucrat el mult lunea trecută? Yes, he did, no, he did not, sau no, he didn't. Important să ne reamintim, la negativ și interrogativ, verbul se utilizează la forma de bază, doar work. Vedem work și aici, work și aici, fără a adăuga ed la sfârșit. Deoarece marca trecutului este deja preluată de verbul auxiliar did, care este deja la trecut. Următorul timp simple este future simple. Al treilea timp din categoria celor mai importante timpuri, viitor în limba română, la afirmativ vom avea subiectul plus will, acesta este un verb special pentru toate formele viitorului, will sau shall, dar shall nu este atât de folosit ca și will, dacă folosiți will în fiecare situație este absolut corect. Deci subiectul plus will plus verbul la forma de bază. Fără, bineînțeles, un S final la sfârșit. Deci nu vom avea un S final la persoana a treia singular, ci verbul la toate persoanele așa cum este la forma de bază. I will work on my project. Eu voi lucra la proiectul meu. Forma prescurtată va fi I'll. I apostrof WL. I'll work on my project. He will work on his project. De asemenea, este la fel pentru toate persoanele, vedem. He will work on his project. Forma prescurtată, he'll work on his project. Forma apostrof WL va fi și pentru toate persoanele, bineînțeles, they will work on their project și așa mai departe. La negativ vom avea subiectul plus will plus not, negația not, plus verbul, din nou la forma de bază. I will not work on my project. Este la fel ca și la afirmativ, doar că adăugăm negația not după will. I will not work on my project. Forma prescurtată, I won't work on my project. He will not work on his project. He won't. De asemenea, want pentru toate persoanele, forma prescurtată. Eu nu voi lucra la proiectul meu, el nu va lucra la proiectul lui. Întrebarea la interrogativ se va forma din will în față, verbul auxiliar în față, verbul auxiliar specific, bineînțeles, formelor viitorului, will, plus subiectul, plus verbul, din nou la forma de bază.
Will I work on my project? Voi lucra la proiectul meu? Interlocutorul va răspunde, yes, you will, da, vei lucra. No, you will not. Nu, nu vei lucra, sau no, you won't. Will we work on our project? Will we work on our project? Vom lucra noi la proiectul nostru? Yes, we will, da, vom lucra. No, we will not. Nu vom lucra, și forma prescurtată, no, we won't. Când folosim future simple, atunci când dorim să exprimăm o acțiune, ce se va petrece după momentul vorbirii. Nu întotdeauna necesită menționarea unui moment exact când se va întâmpla. Putem să menționăm sau putem să nu menționăm, nu este o problemă. În regulă am vorbit despre cele mai importante timpuri în limba engleză, present simple, past simple și future simple. Mai departe trecem la acele timpuri pe care le-am numit foarte importante și ele, nu atât de importante ca și acestea trei, dar foarte importante și ele. Primul dintre ele, present continuous. Acesta exprimă un prezent continuu, un prezent ce se desfășoară în momentul acesta în care vorbim. În limba română se traduce cu aceeași formă de prezent, nu avem o formă diferită pentru prezentul continuu, present continuous. Present continuous se folosește de verbul auxiliar to be pus la prezent, deoarece este un timp prezent, present, și vor fi aceste forme, am, are, is, așa cum am văzut în slide-ul în care am vorbit despre formele verbelor auxiliare, plus verbul cu forma ing. I am working now. I am working now. Eu lucrez acum. Și dacă nu aș fi spus now, s-ar fi subînțeles că se întâmplă în acest moment. I am working. Eu lucrez în sensul de acum. We'll talk later. We'll talk later. Sau we will talk later. În această a doua parte a propoziției, spuneți voi ce timp am folosit. Probabil că ați ghicit deja, am folosit future simple. We will talk later. Noi vom vorbi mai târziu. Așadar, I am working now. Eu lucrez acum. Forma prescurtată, I'm. I am working se poate înlocui cu I'm working now. We are working now. Un exemplu cu are. We are working now. We're working now, forma prescurtată este we're. We're working now. Noi lucrăm acum. He or she is working now. El sau ea lucrează acum. He's working now. She's working now. Formele prescurtate. La negativ vom avea la fel subiectul plus verbul auxiliar to be pus la prezent, am, are, is, plus negația not, plus verbul cu ing. Așadar, adăugăm doar not după verbul auxiliar. Și avem negația not. I am not working now. I am not working now. Eu nu lucrez acum. Forma prescurtată, I'm. I'm not. We are not working now. We're not. Noi nu lucrăm acum. He is not working now. He's not. Sau, forma prescurtată aici, poate fi și he isn't. Putem să prescurtăm he's not sau he isn't. He's not. Vedem că pică vocala I de la is, fiind înlocuită cu apostrof și not rămâne așa cum este. Sau, a doua formă prescurtată, rămâne is așa cum este legat de not, dar va pica vocala O de la not și fiind înlocuită cu apostrof. He isn't. She isn't. She's not. She isn't. Și așa mai departe. La interrogativ, întrebarea se va forma din verbul auxiliar to be, pus de asemenea la prezent, am, are, is, plus subiectul plus verbul cu ing. Practic o inversiune
cu forma de la afirmativ, verbul auxiliar de data aceasta îl punem în față, iar apoi subiectul. Am I working now? Lucrez eu acum? Are we working now? Is she working now? Și așa mai departe. Yes, you are. No, you are not. No, you aren't. Da, lucrezi sau nu, nu lucrezi. Aici la you aren't se poate folosi și you're not, a doua formă prescurtată. Încă o dată, când folosim acest timp present continuous, atunci când exprimăm o acțiune în desfășurare, în acest moment, se întâmplă chiar acum. Trecem la următorul timp din această categorie pe care am denumit-o timpuri foarte importante. Present Perfect Continuous. În română se traduce cu aceeași formă de prezent, nu avem un prezent de acest tip. Când folosim Present Perfect Continuous, atunci când vrem să transmitem o idee, o acțiune, ce a început cândva în trecut, dar care continuă și în prezent. De aceea este foarte important și acest timp. La afirmativ vom avea subiectul plus, în această situație vom folosi verbul auxiliar to have, a avea, doar că le vom pune acest verb auxiliar to have la prezent, pentru că se numește present perfect continuous. Și la prezent vom avea have și has, așa cum am văzut deja în tabelul când am vorbit despre aceste lucruri. Has doar pentru persoana a treia singular, în rest, pentru toate celelalte persoane vom folosi have. Plus been, plus verbul cu ing. Been va fi folosit în orice situație în acest timp, rămâne fix. Plus verbul cu ing, bineînțeles fiind un timp continuu, toate timpurile continue se vor folosi de verbul în forma ing. I have been working here for many years. Vorbind de persoana întâi singular, eu, va fi have. I have been working here for many years. Eu lucrez aici de mulți ani. Dar transmit ideea cum că am început să lucrez cu mulți ani în urmă și în continuare lucrez aici. O acțiune începută cândva în trecut și continuă și în prezent. Forma prescurtată, I've been working here for many years. Dacă vorbim de persoana a treia singular, he, she sau it, vom folosi has. He has been working here for many years. El lucrează aici de mulți ani. La negativ vom avea subiectul plus verbul auxiliar, bineînțeles la prezent have și has, plus negația not, plus been, plus verbul cu ing. Așadar, după verbul auxiliar to have, cu formele sale have sau has, vom adăuga negația not. I have not been working here for many years. Eu nu lucrez aici de mulți ani. Asta ar însemna că lucrez aici de puțin timp, recent. I have not been working here for many years. Eu nu lucrez aici de mulți ani. I've been working here for 3 months, for example. Eu lucrez aici de 3 luni. Așadar, vedem că folosim negația not după verbul auxiliar. La persoana a treia singular va fi has plus not plus been plus verbul cu ing. La interrogativ vom avea have și has. Has doar pentru persoana a treia singular, la fel, plus subiectul, plus been, plus verbul cu ing, practic avem o inversiune cu forma de afirmativ. Have I been working here for many years? Lucrez eu aici de mulți ani? Yes, I have. No, I have not. Da, lucrez sau nu, nu lucrez. No, I haven't. Mă depinde și cine răspunde. Dacă răspund tot eu, voi zice yes, I have. No, I have not. Da sau nu? Da, lucrez sau nu, nu lucrez. Dacă răspune altcineva, va spune yes, you have. Da, lucrez. No, you have not. Nu, nu lucrez de mulți ani. Has Maria been working here for many years? Vedem persoana a treia singular, va fi has. Has Maria been working here for many years? Lucrează Maria de mulți ani aici? Yes, she has. Da, lucrează. No, she has not. Nu, nu lucrează. Și forma prescurtată, no, she hasn't. Ne reamintim, present perfect continuous exprimă
o acțiune începută în trecut, dar care continuă și în prezent. Mai departe, avem past continuous. De asemenea, un timp, tot din categoria foarte importante, acesta este imperfectul din limba română. De ce avem nevoie de acest timp? Deoarece acesta exprimă o acțiune în desfășurare în trecut, la un anumit moment, sau o acțiune întreruptă de o altă acțiune trecută. Avem nevoie foarte mult și de acest timp în conversații. La afirmativ vom avea subiectul plus verbul to be pus la trecut, având în vedere că este past continuous. Și vom avea was și were plus verbul cu ing. De asemenea, fiind un timp continuu, vom folosi verbul cu ing în această formă. I was working when you came. I was working when you came. Eu lucram când ai venit. Așadar, eram în desfășurarea unei acțiuni, în timpul desfășurării unei acțiuni. We were working when you came. Noi lucram când ai venit. Când ai venit, noi lucram. When you came, came în această formă, spuneți și voi la ce timp este. Probabil că ați ghicit și cu siguranță ați ghicit. Came este la past simple. When you came, când ai venit. Totuși, propoziția este la past continuous, deoarece subiectul este legat de verbul working în forma aceasta. I was working when you came. Eu lucram când ai venit. We were working when you came. Noi lucram când ai venit. La negativ vom avea subiectul plus was sau were plus not, negația not, plus de asemenea verbul cu ing. I was not working when you came. Eu nu lucram când ai venit. I wasn't, forma prescurtată, was și not, le unim și va pica vocala O de la not, fiind înlocuită cu apostrof. I wasn't. We were not working when you came. We were not working when you came. Noi nu lucram când ai venit. Pentru persoana întâi plural we, bineînțeles, vom folosi were. Ne reamintim din tabelul anterior. We were not working when you came. We weren't. Noi nu lucram când ai venit. Noi nu lucram. We weren't. Forma prescurtată. La interrogativ, întrebarea se va folosi de verbul was or were, verbul to be pus la trecut, cu aceleași două forme, plus subiectul, plus verbul cu ing. Din nou, la fel, o inversiune cu afirmativul. Was I working when you came? Lucram eu când ai venit? Yes, you were. Interlocutor va răspunde, da, lucrai. No, you were not. Nu, nu lucrai. Sau no, you weren't. Aici este doar un singur apostrof, nu două, este o greșeală. Were we working when you came? Were we working when you came? Lucram noi când ai venit? Yes, we were. Da, lucram. No, we were not. Sau no, we weren't. Nu, nu lucram. Încă o dată, când folosim past continuous, atunci când vrem să folosim imperfectul din limba română și exprimăm o acțiune în desfășurare în trecut la un anumit moment sau o acțiune întreruptă de o altă acțiune. Când ai venit, m-ai întrerupt, eu lucram. Mai departe vorbim despre primul timp din categoria celor importante, nu cele mai importante, nu foarte importante, ci importante, așa le-am grupat, dacă vă amintiți, la începutul lecției. Acesta este present perfect. În limba română se traduce cu perfectul compus sau perfectul simplu.
Majoritatea dintre vorbitorii de limbă română, noi folosim perfectul compus și nu perfectul simplu. Puțini vorbitori de limbă română folosesc perfectul simplu, mersei, alergai, făcui și așa mai departe. Noi folosim am mers, am alergat, am făcut și așa mai departe, perfectul compus. Totuși, acest timp îl putem traduce și cu perfectul simplu, dacă dorim. Când folosim present perfect, atunci când exprimăm o acțiune încheiată, deci este un timp trecut, atenție, deși se numește present perfect, o acțiune încheiată, dar fără precizarea unui moment exact. Nu specificăm exact când s-a întâmplat. Cu câteva zile în urmă, acum un an, ieri și așa mai departe, nu specificăm când s-a întâmplat și într-o oarecare măsură, acțiunea aceasta este conectată cu prezentul, este un trecut recent de cele mai multe ori. Așadar, la afirmativ vom avea subiectul plus verbul auxiliar to have pus la prezent, pentru că se numește present perfect și vom avea have și has, has pentru persoana a treia singular, plus a treia formă a verbului, adică past participle. I have worked here before. I have worked here before. I know this company. Propoziția se poate opri aici. I have worked here before. Eu am continuat și am zis I know this company. Eu am mai lucrat aici înainte. Eu cunosc compania sau cunosc compania. Observăm că nu specificăm când s-a întâmplat. Nu spun am lucrat aici anul trecut. Am lucrat aici anul trecut, ar fi trebuit să folosesc verbul în forma de past simple. I worked here last year. Am lucrat aici anul trecut. Dar pentru că nu specific exact când s-a întâmplat acest lucru, voi folosi present perfect. I have worked here before. Și pot să concluzionez, I know this company. Așadar, este conectat acest timp cu prezentul, deoarece spun, cunosc această companie. Există un rezultat a faptului că am lucrat aici. Forma prescurtată, bineînțeles, I've worked here before. La persoana a treia singulară, am luat exemplu și cu has. She has worked here before. She knows this company. Forma prescurtată, she's worked here before. Atenție totuși aici la she's, să nu-l confundăm cu she is. She's working, ea lucrează, de la present continuous. Totuși este aceeași formă, she's, she apostrof s. La negativ vom avea subiectul plus același verb to have pus la prezent, have, she has, plus not, plus third form, a treia formă a verbului, adică past participle. I have not worked here before. Eu nu am mai lucrat aici înainte. I've not. He has not worked here before. He hasn't. El nu a mai lucrat aici înainte. Dacă am fi folosit un verb neregulat, ar fi fost exemplu I have eaten. La prezent, să zicem la prezent mai întâi, I have eaten this kind of food before. I have eaten this kind of apples before. Eu am mai mâncat acest fel de mâncare înainte, eu am mai mâncat acest fel de mere înainte. Și așa mai departe, putem folosi cut, run și așa mai departe. La interrogativ avem have, she has în față, verbul auxiliar, formele de prezent, plus subiectul plus third form, adică past participle. Din nou, aceeași structură, doar că avem o inversiune. Have I worked here before? Am mai lucrat eu aici înainte? Yes, you have. Da, ai lucrat? No, you have not. Nu, nu ai lucrat? No, you haven't. Nu, nu ai lucrat. Forma prescurtată. Has he worked here before? Am mai lucrat el aici înainte? Yes, he has. Da, am mai lucrat? No, he has not. Nu, nu am mai lucrat. No, he hasn't. Repet încă o dată, când folosim present perfect, atunci când vrem să transmitem ideea unui timp,
unei acțiuni încheiate în trecut fără precizarea unui moment exact și, de asemenea, acțiunea aceea este cumva conectată cu prezentul. Și ultimul timp, past perfect. Acesta este mai mult ca perfect în limba română. De asemenea, este important și acest timp, pentru că dacă vrem să folosim mai mult ca perfect în limba română și nu știm acest timp, nu ne vom putea exprima corect. Când folosim past perfect, atunci când exprimăm o acțiune încheiată în trecut, înaintea unui moment bine precizat sau înaintea unei alte acțiuni trecute. La afirmativ vom avea subiectul plus had plus third form, adică past participle. Observăm, had este trecutul de la to have. Deci verbul auxiliar to have, dar având în vedere că se numește past perfect, trecut, vom pune acest verb to have la trecut și va fi had, comun pentru toate persoanele. I had worked before you came. Now I'm free. Observați, I had worked before you came. Eu lucrasem înainte să vii, dar acum sunt liber. We had worked before you came. Noi lucrasem înainte să vii. Acum suntem liberi. Deci exprimăm ideea că se terminase această acțiune înainte să vii. Deja noi suntem liberi acum. La negativ vom avea subiectul plus had plus negația not. Adăugăm după verbul auxiliar negația not. I had not worked before you came. Eu nu lucrasem înainte să vii. I hadn't. La interrogativ vom avea had plus subiectul plus third form. Din nou la fel ca și la afirmativ, doar că vom avea această inversiune. Had I worked before you came? Lucrasem eu înainte să vii? Yes, you had. No, you had not. Sau no, you hadn't. Had we worked before you came? Yes, we had. No, we had not. No, we hadn't. Sau yes, you had. Depinde cine răspunde. Dacă am fi folosit verbe neregulate, bineînțeles că propoziția ar fi fost I had cut this when you came. Eu tăiasem aceasta când ai venit. I had eaten my meal when you came. Eu îmi mâncasem mâncarea când ai venit. I had eaten my meal when you came. Încă o dată, când folosim past perfect, atunci când vrem să exprimăm mai mult ca perfectul din limba română, adică o acțiune încheiată în trecut, înaintea unui moment, bine precizat, sau înaintea unei alte acțiuni trecute. Acestea au fost toate cele 8 timpuri, cele mai uzuale timpuri în limba engleză. Mai departe, am făcut și o schemă pentru a fi mai ușor să le rețineți, să le învățați. A de la afirmativ, negativ și interrogativ și fiecare timp verbal în parte cum se formează cele mai uzuale 8 timpuri în limba engleză. Așa cum am zis deja, primele 3 sunt cele mai importante timpuri, apoi următoarele 3 timpuri foarte importante și ultimele 2 importante și ele. Vă recomand să faceți un print screen și eventual chiar să imprimați această schemă, în acest fel vă va fi ușor până când le învățați foarte, foarte bine. Cam atât despre această lecție, vă mulțumesc că ați urmărit-o până la sfârșit, vă urez succes la învățat și până data viitoare vă spun all the best, goodbye!